Bună dimineața! Pregătiți pentru un nou vlog? Căci eu sunt pregătită, sunt deja pe poziții. Am ajuns mai adineauri în parcarea universității, pentru că astăzi voi filma o nouă săptămână în care vă voi arăta pe mine și ceea ce fac la universitate. O să mai povestim așa una alta. Pentru că am văzut că a fost cererea foarte mare, ba chiar mi-ați scris și mesaje în privat, pentru care vă mulțumesc tare, tare mult. Mă bucur că vă place ceea ce fac eu aici și că îmi susțineți munca, să zic așa. Mai ales perioada asta nu e deloc ușoară pentru mine, e una super aglomerată și încărcată, mai mult decât de obicei, pentru că, na, cam asta se întâmplă, așa, pe ultima 100 de metri a anului al treilea. Dar, oricum, o să încerc și săptămâna aceasta să vă filmez cât de mult pot eu și să vă povestesc ce se mai întâmplă pe aici. Pentru astăzi, programul este cam așa. Acum am ajuns la universitate, voi sta aici 2 ore, am un singur curs, după care de la ora 1 voi merge la practică la italiană pentru ultimele 2 ore de practică. Am prins chiar foarte bine, având în vedere că eu am făcut online practica la limba engleză și am mers fizic să susțin lecția. Acum am apucat să văd cum este așa, in real life. Iar după practică voi merge la cămin, voi despacheta pe aici bagaje ca de obicei și după care voi avea și curs online de la ora 5. Deci este o zi destul de agitată și plină cu activități, dar nu-i nimic, că mai e foarte, foarte puțin și o să se termine și facultatea. Sincer, abia aștept, cred că toți vă regăsiți în postura mea, dar gata. Gata cu vorba, haideți să mergem! Life is a nuisance, tie-ups and loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half-wish. I know, it's easier to hide than just to... Tocmai ce am ajuns eu la cămin și mă pun să mănânc că sunt ruptă de foame. Abia am așteptat momentul ăsta zilei. După care o să mai instalez un pic pe aici, o să-mi fac patul și tot până la ora 5 când voi avea un curs online. Deci trebuie să mă pregătesc și pentru cursul ăsta și cam asta o să fie pe ziua de astăzi, oricum o să se facă destul de târziu. E o zi atât de frumoasă afară, e atât de cald, mi-ar fi plăcut să mă plimb puțin, dar nu prea am timp. Plus că vineri am un examen, un colocviu de fapt și, mă rog, gândul meu e numai acolo. Așa că vreau să mă pregătesc pentru cursurile de mâine, pentru examen și așa mai departe. Poate o să mă plimb un pic într-una din zilele astea, oricum, o să văd. Astăzi nu am apucat deloc să vorbesc cu voi și nici acum nu am foarte mult timp pentru asta. Merg spre cămin și am mers pe jos de data asta de la campus. Iar acum în fața mea privesc marea, e super frumoasă, o să vă inseret și vouă niște cadre pe aici. Și ce să zic, despre ziua de astăzi nimic special, în afară faptului că a fost o zi foarte aglomerată și, nu știu, mă simt așa obosită la final de zi. Așa că o să merg să mă odihnesc și continuăm pe ziua de mâine. Mâine am 2 cursuri de literatură engleză și după care am ziua liberă, dar v-am spus deja că am un examen pentru care trebuie să învăț. Bună dimineața, dragi prieteni! Mă aflu în drum spre universitate. Astăzi este o zi ușoară, după cum v-am spus ieri. Mergem la cursuri, mă îndrept către autobuz, de fapt. Și apoi, după ce terminăm cursurile, vedem noi ce mai facem. O să vă filmez oricum.
Doar ce am ajuns și eu la cămin și acum voiam să mă organizez puțin, nu am mai scris deloc în agenda mea săptămâna asta și voiam să-mi pregătesc totodată lucrurile pentru mâine, să le am gata pentru momentul în care voi pleca direct la facultate, pentru că nu o să mă mai întorc aici. Deci o să-mi împachetez toate lucrurile și în același timp voiam să vă spun că de asta să întorc camera. Așa, să ne vedem și noi ca oamenii. Voiam să vă spun că mi-am comandat ceva de mâncare pentru că mi s-a făcut deja foame și trebuie să mănânc și eu totuși ceva pe ziua asta. Și până aștept eu să îmi vină mâncarea, o să îmi strâng lucrurile după cum v-am spus. După care o să merg din nou o tură până la facultate pentru că mai am ceva de discutat cu profesorul meu în legătură cu licența. Și după am zis eu că o să mă opresc undeva pe faleza unde m-am plimbat puțin ieri, pentru că voiam să stau așa în aer liber și să-mi citesc notițele pentru examenul de mâine. Cred că asta voi face cel puțin mai pe seară, când n-o să mai fie atât de cald afară. Și după aceea o să mă întorc la cămin, dar cam asta o să fie oricum activitatea centrală a zilei, pentru că am de repetat pentru examenul de mâine, care nu este deloc un examen ușor. Probabil ne mai auzim un pic mai încolo sau dacă nu mâine, cert e că abia aștept să se finalizeze săptămâna asta de facultate. În sfârșit, după foarte multe ore, apuc și eu să mănânc. Mi-a ajuns în sfârșit mâncarea comandată. De la Savros am comandat și am aici o supă cremă de legume, crutoane, aici niște paste cu sos roșu și bacon, niște pâine, dar probabil nu o să mănânc, și aici niște clătite pentru desert. Vai, sunt super înfometată și abia aștept să mănânc. Și da, cam asta e, în cazul în care vă întrebați cum arată o masă fancy pentru un student. Mă rog, nu e chiar o masă, că sunt vreo două aici, e destul de multă mâncare. Și apropo de asta, să știți că eu mă înțeleg foarte bine cu restaurantul Sabroso și de fiecare dată am fost mulțumită. Sper ca și de data asta să fiu la fel de mulțumită. Gata, nu vă mai vorbesc, mă pun și eu să mănânc. I won't stop till I hear him say. Am revenit și eu cu un update în sfârșit și e vineri acum când apuc să vă vorbesc. S-a terminat și săptămâna asta de facultate. Acum sunt în parcarea campusului și urmează să plec. O să plec spre casă, dar înainte de asta vreau să dau puțin pe la Jumbo. Am nevoie de niște lucruri de pe acolo și cred că o să vă filmez oricum. Dar în mare parte, ce voiam să vă spun, că de asta am și aprins, voiam să vă spun că gata, în sfârșit s-a terminat și săptămâna asta de facultate, e vineri, dar de luni o să mă întorc iarăși pentru chiar că ultima săptămână de cursuri. Și, sunt și bucuroasă că se termină, sunt și puțin trist așa, nu am cum să nu fiu melancolică, mai e puțin totuși, mai e o săptămână, mai am și examene între timp, oricum destul de multe lucruri de făcut, plus licența la care nu prea am mai lucrat de ceva timp, dar lasă toate chestiile astea, acum haideți, mergem la Jumbo! Câteva ore și am ajuns și eu în sfârșit acasă, iar acum m-am schimbat repede și după ce am mâncat ceva, am zis să ieșim puțin în oraș, pentru că în această perioadă se desfășoară un spectacol la noi în oraș, mai ales că oricum e seară și prea multe nu ar mai fi de făcut, așa că într-acolo mergem acum. Și m-am gândit cum o să desfășor acest video. Probabil că în ziua de duminică o să-l închei, să închei așa săptămâna cum se cuvine. Și nu știu ce să fac, dacă să mai filmez și pentru săptămâna viitoare sau nu. Dar aș vrea să mai filmez pentru că o să fie ultima săptămână de cursuri și o să și stau la Constanța de luni până vineri. Deci da, cred că o să filmez. Gata, vă las pentru acum și probabil o să vă arăt niște imagini de mai încolo de la spectacol. 7 din 7 e gândul. Noapte pe noapte te rap lângă mine. Și dau de-
dreptate. La călărașe tot ce-am pe lume. Dacă ești lângă mine, de ziua nu am somn, nu am somn. Cât sunt lângă tine, yeah. Iubirea noastră nu e exact, e o iubire fracționată ca o fracție ce are rezultat. Iubirea noastră e calculată. În weekendul ăsta am fost tare, tare grăbită și având multe lucruri de făcut, am cam neglijat filmatul, dar neapărat înainte să închei acest vlog. Voiam să vă spun ceva, cred că încă de la începutul vlogului, și anume că în această perioadă se desfășoară o campanie nouă dedicată părului de data aceasta. Și probabil vedeți ce culoare frumoasă are părul meu. Asta pentru că cei de la Bastor împreună cu Alfa Parfum Milano mi-au trimis niște produse spre testare, și anume un șampon și balsam de păr să neutralizeze tonurile neplăcute din părul blond, dar să știți că au ei o gamă specială și pentru părul brunet, deci nu trebuie neapărat să fiți cu părul deschis la culoare. Și acest șampon și balsam, vreau să vă spun că îmi lasă părul atât de fin, atât de moale, strălucitor. Probabil se și vede că vorbele mele poate nu exemplifică la fel de bine precum rezultatul. Dar vreau să vă spun că am tot testat acest șampon împreună cu balsamul de păr și au devenit preferatele mele. Iar mai multe poze și videoclipuri din această campanie vedeți la mine pe Instagram, așa că intrați acolo dacă sunteți interesați. Și acestea fiind spuse, cu mulțumirile de rigoare către Bastor și Alfa Parfum Milano, bineînțeles, sper că ați avut și voi o săptămână foarte bună și productivă. Și va fi un mic șoc pentru cei care se vor uita la vlogul următor, pentru că mă vor vedea că arăt tot așa, dar o să-i trimit eu acolo să se uite mai întâi la acest vlog și după la acela. Gata, v-am lăsat, o să încep de acum un nou vlog săptămânal. Îmi pare bine că ați stat alături de mine până la final și sper să fiți și mai numeroși în vlogurile următoare. V-am pupat, pa, pa!